Bună ziua, dragii mei, și bun găsit la un nou etalare. Cineva m-a rugat să fac horoscopul dragostei pentru săptămâna 26 octombrie, 1 noiembrie. Haideți să vedem pentru fiecare zodie în parte câteva cuvinte. Pentru berbec, deci e valabil și pentru cei care aveți ascendentul în aceste zodii. Haideți să vedem cu berbec pentru cei născuți sau au ascendentul în această zodie. Văd că veți discuta în această săptămână cu prietenii. Prietenii dumneavoastră vă vor ajuta să treceți peste o separare. Veți ieși cu acești prieteni, veți trăi momentul acesta foarte important de a fi cu prietenii. Veți trece peste faptul că sunteți singuri, vă veți distra, cu alte cuvinte, iar prietenii dumneavoastră vă vor scoate din această stare pe care ați avut-o în ultimul timp. Dumneavoastră vă abțineți să discutați cu o anumită persoană, să faceți un pas către o anumită persoană, vă întrebați persoana respectivă ce face, de ce nu face pasul, dar nici dumneavoastră nu faceți nimic, da, în această direcție, decât să discutați cu acești prieteni și să treceți peste faptul că sunteți singuri și să vă spuneți sunt foarte bine singur sau singură. Da? Haideți să vedem la Taur. Taurii, cei implicați mai ales într-o relație triunghiulară, văd că parcă aveți chef să depășiți momentul acesta al relației triunghiulare, aveți chef de o nouă întâlnire, s-ar putea chiar o nouă persoană să intre în viața dumneavoastră, cineva la care să nu vă așteptați, o persoană care nu o cunoașteți sau pur și simplu o persoană care o cunoașteți, dar nu o vroiați. Aveți puterea să schimbați acest lucru, adică să ieșiți din acest trio și mai ales acolo unde este trio, sau să fiți dumneavoastră între două persoane, să oscilați sau pur și simplu să aveți puterea să plecați de lângă persoana care oscilează între voi și o situație anume sau o persoană anume. Săptămâna asta puteți avea ocazia să luați această decizie. Haideți să vedem la gemeni. Cei născuți au ascendentul în gemeni. Gemenii, văd că veți fi nostalgici, vă veți uita la anumite fotografii ale dumneavoastră cu o persoană anume. O persoană pe care o placeți foarte mult, o persoană de care vă este dor, sunteți nostalgici, vă lipsește persoana respectivă din viața dumneavoastră, vă lipsesc locurile, clipele petrecute împreună cu această persoană și așa mai departe, și începe să derulați și să creați aceste amintiri despre persoana aceasta. Ar trebui să nu faceți lucrul acesta pentru că veți fi destabilizați dacă veți intra în această nostalgie, da? Există clipe puține pe care le puteți petrece în acest trecut, însă trebuie să reveniți în prezent pentru că altfel veți fi triști, săptămâna aceasta va fi extrem de greoaie, nu veți fi motivați, veți fi mai mult controlați de emoțiile vis-a-vis de lipsa acestei persoane și foarte mult veți manifesta lipsa persoanei respective în loc să manifestați, da, manifestați amintiri frumoase, dar sunt legate de trecut și nu de viitor. Haideți să vedem la RAC, cei născuți în RAC sau au ascendentul în RAC pentru această săptămână. La dumneavoastră văd o perioadă în care doriți să atrageți o anumită persoană, să flirtați cu o anumită persoană, vreți și aveți dorința să vă întâlniți cu o persoană anume, discutați cu persoana respectivă, s-ar putea să lucrați cu această persoană, majoritatea dintre voi, s-ar putea să vă doriți să o aduceți în mediul în care lucrați dumneavoastră și invers, sau vă cunoașteți prin intermediul muncii.
simt că nu este o persoană nouă pentru majoritatea, este cineva care aparține trecutului, însă există o a treia parte implicată. Intuiția dumneavoastră vă va spune că este sufletul vostru pereche, vă va spune că este persoana bună și vă va spune că faceți într-o anumită măsură bine, că atrageți această persoană. Dar s-ar putea ca voi sau persoana respectivă să fiți implicați într-o altă relație și acolo să fie un pic tristețea pentru că nu sunteți cu acest suflet pereche al dumneavoastră, acest suflet care se oglindește. Vă veți asculta intuiția primele 50 secunde care vă va spune să acționați în privința acestei uniuni și în privința acestei conexiuni. Dar, repet, este o conexiune în secret. Haideți să vedem la Leu, cei născuți în Leu sau au ascendentul în această zodie. Pentru Leu, sunteți dependenți, codependenți, sunteți obsedați de o anumită persoană care aparține trecutului, vedeți, tânjiți mereu către acest trecut, da, faceți pași mărunți către viitor, nu asta e problema, dar sunteți blocați, sunteți restricționați de această persoană, pentru că oricâți pași ați face înainte, nu știu dacă priviți această persoană, are această inimă legată de acest picior, da, merge înainte, se deplasează, dar există acest blocaj legat de trecut, o persoană sau ceva, o situație anume vă controlează viața în prezent, simțiți o presiune, efectiv o presiune, simțiți că nu puteți respira, săptămâna aceasta va fi destul de greoaie din punct de vedere sentimental, nu uitați, dar asta pentru că dumneavoastră creați această dramă, sunteți artiști în crearea acestei drame, sunteți artiști în a fi victimă acestei relații, aveți impresia că persoana respectivă vă controlează când de fapt voi sunteți cei care lăsați această persoană să vă controleze. Dacă ați trăit în acest prezent, dacă ați vorbit despre trecut pur și simplu la persoana a treia, lucrurile ar sta altfel. Deci această dramă o creați dumneavoastră, acest stres îl creați dumneavoastră și în plus de asta vă întrebați, dar de ce nu se întâmplă nimic nou, dar de ce am ghinioane și așa mai departe. Dumneavoastră creați această atmosferă, dumneavoastră atrageți aceste energii. Îmi pare rău că vă spun, dar asta văd, asta vă spun. Haideți să vedem la... Ok, la... Am căzut mai multe cărți, mai bine mai împart. La Fecioară, cei născuți în Fecioară sau au ascendentul în această zodie. Fecioara, veți întâlni pe cineva, o conexiune sufletească cu o persoană specială. Fie relația pe care o aveți cu această persoană se va concretiza într-o uniune oficială, chiar într-o căsătorie, sau viața dumneavoastră sentimentală implică în prezent o căsătorie. Iubiți în mod... în mod sincer și în mod pur o anumită persoană, simțiți că trebuie să faceți o promisiune anume vis-a-vis de această persoană în această săptămână, simțiți că este momentul să vorbiți, că este momentul să concretizați această uniune, că este momentul să spuneți lucrurilor pe nume. Și sunteți concentrați pentru a reinventa timpul, pentru că sunt lucruri care nu depind de dumneavoastră, iar voi știți asta. S-ar putea ca persoana aceasta să nu fie în prezent în viața dumneavoastră, dar voi să aveți tendința să veniți către această persoană cu această propunere, să manifestați această conexiune. Și asta cu riscul de a nu câștiga absolut nimic. Nu aveți absolut nicio așteptare din partea persoanei respective. Singurele așteptări pe care le aveți în această săptămână sunt de la voi înșivă pentru a putea reinventa această conexiune, pentru a putea schimba ceva în această conexiune care este deja existentă, care deja ați manifestat-o, cel puțin voi,
persoana respectivă s-a manifestat într-o altă manieră, într-o manieră în care v-a decepționat, aveți anumite regrete legate de trecut, însă priviți cu optimism către viitor, iar lucrurile acestea vreți să le comunicați cu orice preț în această săptămână, pentru că nu aveți absolut nimic de pierdut și nimic de câștigat, plus că aveți impresia că timpul ar putea fi în defavoarea dumneavoastră pentru realizarea unui proiect anume vis-a-vis de această persoană. Nu știu despre ce este vorba. Dumneavoastră știți mai bine. Să vedem la balanță, cei născuți în balanță sau au ascendentul în această zodie. O separare, tristețe, dorința de a fi cu o persoană anume. Cineva vă lipsește foarte mult în viața dumneavoastră, vă simțiți singuri, vă gândiți foarte mult la persoana respectivă, sunteți nesiguri de viitorul dumneavoastră cu această persoană, de viitorul acestei relații. Ați vrea să fiți înconjurați de prieteni, prietenii să vă ajute, însă parcă văd că plângeți foarte mult această persoană. Bineînțeles, poate să fie și invers, poate să fie această persoană care dacă îi lipsiți foarte mult din viață, voi sunteți și știți că sunteți responsabil pentru ceea ce ați făcut legat de această persoană. Este o acțiune a dumneavoastră care datează în trecut, și anume faptul că ați plecat, ați întors spatele acestei persoane, și nu pentru că dumneavoastră vroiați, pentru că hotărârea pe care ați luat-o implică și alte persoane și ați simțit că este momentul potrivit să faceți acest lucru, ați simțit că nu duce niciunde această conexiune, chiar dacă este o persoană pe care o iubiți sau o placeți foarte mult. Lucrurile nu mergeau în mod favorabil, decât erați extrem de decepționați, erați extrem de dezamăgiți de acțiunile persoanei respective, pentru că eforturile dumneavoastră au fost canalizate numai către această persoană, însă această persoană nu a răspuns acestor eforturi, a fost vulnerabil. Dar nu ați primit același lucru, iar săptămâna aceasta veți contempla această persoană, veți plânge în ghilimele această persoană, vă va fi dor din nou de această persoană și așa mai departe. Aveți momente în care nu vă trebuie această persoană în viața dumneavoastră, dar momente în care vreți ca aceasta să revină, acesta să revină. Bineînțeles, energiile pot sta și diferit, da? Vă puteți plasa exact acolo unde considerați că sunteți și se adaptează situației dumneavoastră, ce persoană aveți, pentru că energiile se pot interschimba. Haideți să vedem la Scorpion, cei născuți în Scorpion sau au ascendentul în această zodie. În jurul dumneavoastră există o persoană extrem de geloasă. Dacă sunteți femeie, există o femeie geloasă pe dumneavoastră. Dacă sunteți bărbați, există o femeie geloasă pe voi. Aveți impresia, de fapt vă veți da seama în această săptămână că cineva v-a folosit foarte mult, că ați fost doar, să zic așa, o tentație pentru o anumită persoană, ați reprezentat o tentație pentru o anumită persoană, că persoana cealaltă ar putea avea pe altcineva. Există această energie a unei a treia persoane, bineînțeles. Acceptați faptul că voi sunteți diferiți, că persoana respectivă este diferită, însă nu acceptați faptul că ați fost utilizați, că ați fost, să zic așa, nu neapărat manipulați. Putem spune o doză de manipulare, dar știați, erați conștienți de această manipulare pe care persoana respectivă o făcea, dar ați acceptat-o cu un anumit scop, cu anumite condiții, dar acum nu vă mai doriți acest lucru, iar săptămâna aceasta veți crea efectiv limite. Veți pune limite persoanei respective și nu veți mai accepta. Veți lua la cunoștință anumite secrete, o trădare anume a acelei persoane, o energie feminină.
Cunoașteți această persoană, este din anturajul dumneavoastră și intuiția dumneavoastră vă spune deja cine este această persoană. Veți face cercetările necesare în această direcție săptămâna asta și veți descoperi persoana respectivă și trădarea acesteia. Haideți să vedem la săgetător, cei născuți în săgetător sau au ascendentul în această zodie. Săgetător pe plan sentimental. Există în relația, dumneavoastră sunteți într-o relație cu o anumită persoană sau cel puțin vă doriți să fiți, însă majoritatea văd că sunteți deja într-o relație cu o persoană, însă persoana aceasta vă trădează sau cineva dorește să vă despărțiți de persoana cu care sunteți. Există o altă femeie în viața care pune bariere relației dumneavoastră cu persoana cealaltă. Sunteți în competiție cu persoana respectivă, cu femeia respectivă. Este ca dușmanul dumneavoastră această femeie. Deci o relație triunghiulară. Nu știu despre cine este vorba, însă există o altă femeie care intervine, de fapt deja a intervenit în această, în această relație, s-ar putea să fiți conștienți sau nu, dar simțiți anumite lucruri. Parcă nu o să vă intereseze pe voi pentru că nici nu prea aveți ceva de făcut, nu depinde de voi, depinde de persoana la care voi vă gândiți să facă această alegere și să termine acest trio sau să pună capăt acestei piedici și femeii celeilalte, însă nu. Femeia cealaltă tentează foarte mult persoana cealaltă, o influențează foarte mult. Nu vreți să mai fiți, eu știu, relaxați sau nu vreți să mai tăceți din gură în această săptămână și s-ar putea să fiți destul de agresiv, cel puțin verbal, vis-a-vis de persoana respectivă, să o luați la întrebări. Haideți să vedem la Capricorn, cei născuți în Capricorn sau au ascendentul în această zodie, Capricornul. Capricornii, dumneavoastră veți intra într-o relație cu o anumită persoană pe care vă doriți în viața dumneavoastră, fie întâlniți pe cineva nou, fie aveți curajul să faceți un pas către această persoană, vă doriți uniunea cu persoana respectivă și asta nu pentru, da, pentru temporar, ci pentru totdeauna. Dumneavoastră vreți și vă doriți stabilitate pe plan sentimental și căutați acest lucru în această săptămână. S-ar putea ca să vă fi ascuns sentimentele vis-a-vis de persoana respectivă, iar acum să nu mai pierdeți timpul și să declarați ceea ce simțiți vis-a-vis de această persoană sau pur și simplu persoana la care voi vă gândiți sau nu vă gândiți, cineva în orice caz este în anturajul dumneavoastră care poartă o mască și nu și-a exprimat aceste sentimente. Poate să însemne și acest lucru, însă în această săptămână există această demascare, există această deschidere a sufletului, există această comunicare pe plan sentimental, unde în urma acestei comunicări va exista o uniune, o siguranță în viitorul acestei relații. Deci se vor stabili anumite lucruri între voi și o persoană anume, vor fi stabilite aceste lucruri. Haideți să vedem la vărsător, cei născuți în vărsător sau au ascendentul în această zodie. Foarte multe obstacole pe plan sentimental în ultima perioadă pentru voi. S-ar putea să fi trecut printr-o separare, iar acum să puteți întoarce spatele acestei separări, acestui trecut, emoțiilor pe care persoana respectivă vi le-a creat în viață și mai ales pe care le-ați resimțit în ultima perioadă, sentimentul de abandon, sentimentul de tristețe.
Veți învăța în această săptămână foarte multe, sunteți hotărâți să învățați din aceste lecții ale trecutului și să începeți o nouă fază, să vă pregătiți pentru o uniune cu o altă persoană și să dați trecutul la o parte. Da? Fie că vreți să cunoașteți pe cineva sau pur și simplu să vă goliți sufletul pentru a putea primi o nouă persoană, sunteți pregătiți ca în această săptămână să faceți acest lucru. V-ați abținut foarte mult timp pentru că v-ați spus persoana respectivă se va întoarce, se va întoarce, se va întoarce la mine, dar iată că acest lucru nu s-a întâmplat. Ați așteptat foarte mult această persoană, câțiva dintre voi este vorba de o așteptare de mai bine de 7 luni de zile, alții poate chiar 7 ani, nu știu, depinde de, sau 7 săptămâni sau 3 luni, da? Însă acum nu o să vă mai abțineți să pășiți către viitor, către o nouă fază și săptămâna aceasta va fi benefică și vă va ajuta, energiile vă vor ajuta în direcția aceasta, dacă bineînțeles vreți să faceți lucrul acesta. Haideți să vedem la pești, cei născuți în pești sau au ascendentul în această zodie. Peștii, aceeași carte. Ok, interesant. Fie că aveți legătură cu o persoană din vărsător sau nu, însă va ieși aceeași carte ca la vărsător. Și voi vreți să începeți de la zero, fie cu o nouă persoană, fie cu o persoană din trecut, vreți să uitați trecutul, neînțelegerile din trecut, ați învățat foarte multe, placeți foarte mult persoana respectivă, vreți din nou să fie ca la început, să flirtați cu persoana aceasta, să o cuceriți din nou, vreți să vă întâlniți cu această persoană, da? Să aveți, da, să ieșiți afară, să vă întâlniți pur și simplu cu el sau ea și această persoană vă place. S-ar putea pentru câțiva dintre voi, dragii mei pești, să fie o persoană nouă, da? Deci să întoarceți spatele la trecut, să intrați într-o nouă fază cu această persoană care vă place. Voi cred că știți acest lucru și ați purtat o anumită judecată, fie asupra trecutului vostru, fie asupra acestei persoane pe care n-ați lăsat-o să intre în viața dumneavoastră sau ceva s-a întâmplat, da? Însă acum veți înceta să purtați orice judecată, veți încerca să aveți orice așteptări de la voi, de la persoana respectivă sau de la alte persoane din anturajul vostru. Obstacolele toate le veți trece, da? Sau cel puțin le-ați trecut din punct de vedere sentimental și sunteți gata să deschideți ușa către o nouă fază, un nou viitor cu cineva care vă place. Da? Persoana respectivă, nu știu dacă voi vă gândiți sau nu vă gândiți, dacă aparține trecutului sau nu, însă vă place foarte mult. Eu cred că aveți idee despre cine este vorba, dar și veți lăsa această persoană să intre în viața voastră. Până acum fie v-ați abținut, fie ați spus că nu este bine, în orice caz ați avut dumneavoastră o judecată legată de anumite principii, valori ale dumneavoastră, însă acum aceste obstacole le veți înlătura, veți înceta această judecată și veți vrea să vă întâlniți cu persoana respectivă. Dragii mei, acesta a fost horoscopul pentru această săptămână. Sper să fi aflat elemente interesante. Vă mulțumesc din suflet pentru vizualizări și vă doresc tot binele din lume și sper să ne revedem cu bine la etalări la fel de frumoase. La revedere, dragii mei!